Să rămână bună ziua! Bună ziua! Să vă dea Dumnezeu sănătate și mă bucur și ne bucurăm cu toți colegii care suntem aici să sărbătorim, să aniversăm câteva familii din comună care cu greu, cu ușor, au ajuns la o vârstă generoasă de 50 ani de căsătorie și aș vrea ca, bine că este și pe cameră, acest mesaj să ajungă și la toți tinerii căsătoriți cu anumite perioade de aniversare, ca să-și ducă la capăt căsătoria, unii au jurat în fața lui Dumnezeu, în fața instituției primăriei, din ce în ce este mai greu, ca să fie o familie, dar cu muncă și cum ați dat dumneavoastră exemplu, sper ca și ceilalți, printre care și eu, care azi mă bucur că de 18 ani sunt căsătorit în această zi și am vrut să vă bucurați și dumneavoastră și eu aventurile dumneavoastră. Mulțumesc. Chiar de copioasa Paraschiva am avut cununia religioasă. Mulțumesc. Și am vrut să ne bucurăm împreună. Vreau să vă urmez exemplu și să transmitem tineretul, în primul rând, că o căsnicie are nevoie de sacrificii. În toate punctele de vedere. Azi e bine, mâine de două rău. Dar cu dragoste, cu înțelegere, cu înțelepciune în familie, să ajunge la vârsta aceasta care vă celebrați dumneavoastră. Și pentru acest lucru vă felicit împreună cu tot colectivul primăriei, din toată inima și să dea Dumnezeu și noi să ajungem, să ne bucurăm de copii, de nepoți, cum aveți fiecare. Și cred că dumneavoastră puteți să ne confirmați când se adună familia în jurul dumneavoastră, cu copiii, cu nepoții, vă crește inima de bucurie. Să vă dea Dumnezeu sănătate și ani mulți de acum încolo. Felicitări! Dacă vreo coleg, cineva vrea să-ți spună câteva cuvinte, domnul secretar, cu dragă inimă, eu îi las pe mine. Doamna Vici, dacă vrea să spună ceva. Mai mult decât în ale urma exemplu, nu cred că mai e altceva de spus. Să fiți sănătoși, să vă bucurați de clipele alături de ceilalți din membrii ai familiei. Sănătoși, că dacă suntem sănătoși, le trecem pe toate. Încă o dată felicitări, așa cum au fost făcute și anterior de către domnul primar. Domnul secretar, două cuvinte ca regist. Ce să vă spun la vârsta asta, vă doresc să aveți sănătate multă și am de viață și să vă dea Dumnezeu să faceți și sărbătorirea la 75 de ani. Care să fie 50 cu 25, 75, se numește lucrul diamant, nu? Diamant. Aia diamant. Noi suntem de toți fiind sănătoși să ne vedem în aceeași conjunctură. Fiind sănătoși și fericiți. Mulți ani de viață să aveți. Și oficialul de stare civilă, doamna Tănașe, are și acum câteva cuvinte. Mă bucur și sunt onorată să fiu în fața dumneavoastră. Vă doresc din tot sufletul multă sănătate și multe zile senine, să vă bucurați de copii, de realizările lor, de nepoți, să le dați un exemplu bun, așa cum ați ajuns la această vârstă, să le dați exemplu înțelepciunii dumneavoastră că ați ajuns la această vârstă. Sunteți ca și părinții mei și vă felicit că sunteți aici cu noi astăzi și noi suntem onorați să vă acordăm un mic, domnul primar, de fapt, și doamna viceprimar cu Consiliul Local, Consiliul Local, să o mică atenție și diplome și o mică atenție. Multă și o vorbă sănătate, bună. Da, și multă sănătate și multe zile senine vă dorim. Poate ne spuneți dumneavoastră, ne împărtășiți dumneavoastră secretul căsniciei. Dacă cineva dintre dumneavoastră poate să-mi dea un secret de longevitate a căsătoriei, poate să-l spună că se transmite și către tinere. Dacă cineva are curaj, să spună două cuvinte. Tot secretul este
înțelegerea, sănătatea și bunăvoința în familie. Da. Și bucuria celor urmași ce vin după noi, cum ar veni. Așa. Asta este tot secretul. Dacă ai înțelegerea, ai vorbit și să vă urmăm exemplu cu toți. Nu mai știm tine, dar sper să ajungem noi ca dumneavoastră. Vă mulțumim. Vă mulțumim mult de... Atunci o luăm etapizat, în ordinea care chem pe tinerii Aron Ioan și Aron Divina. Hai, decât să greșesc, mai bine. Aici o să semeze, poți să semeze Nea Ion aici, primul. Pentru... Și să vă citesc și vă dau. Exact da. Cum ați primit certificatul de căsătorie de la primarul care era pe atunci unul așa, acum o să vă citesc și eu. Diplomă de fidelitate se acordă familia Aron Ioan și Divina. La împlinirea celor 50 ani de căsătorie neîntreruptă, trăită cu dragoste și prețuire reciprocă. Dovadă că iubirea și credința pot învinge orice. Amândoi? Și aici este suma de 500 de lei din partea Consiliului Local. Vă mulțumim foarte sănătos! Să vă puneți pe aici! Să rămâna! Felicitări! Hai și așa vă rămân! Următorul, Nea Gheorghiță. Domnul Dospinescu, Gheorghe, împreună cu doamna Maria. Așa. Vă rog să veniți. Domnule, eu știu, poate am găsit o amata. Bun. Diplomă de fidelitate se acordă familiei Dospinescu, Gheorghe și Tatiana. La împlinirea celor 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, trăită cu dragoste și creștuie reciprocă, dovadă că iubirea și credința pot învinge orice. Felicitări, vă rog amândoi, ca la certificatul de căsătorie, suma de 500 de lei și semnați în dreptul dumneavoastră. Felicitări, la mai mult! La mai mult, Sana! Și modifică, doamna, pentru tot respectul. Bun. Timiraș, este numai doamna Elena, domnul am înțeles că are probleme de sănătate, dar nu contează, este acasă, este lângă dânsa, dânsa lângă el și îi... Altfel n-ați fi ajuns până acum, dacă n-ați ajuns până acum. Se acordă diploma familiei Timiraș Vasile și Elena, la împlinirea celor 50 de ani pe trei de lută, trăită cu dragoste și plăcere reciprocă, dovadă că iubirea și credința pot să vinde orice. Felicitări, sănătate și viață lungă. Semnați și dumneavoastră aici. Diploma, care e soțul dumneavoastră și suma de 500 de lei. Să rămână. Să rămână, să respect. Doamne ajută. Hai să aplaudăm și doamne, chiar dacă e sigură. Domnul Titi. Tot la fel, domnul Titi a venit singur el astăzi. Prima oară spunem să semneze. Se acordă familiei Antochi, Titi și Maria diploma de fidelitate. La împlinirea celor 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, trăită cu dragoste și prețuire reciprocă, dovadă că iubirea și credința pot învinge orice. Felicitări, domnul Titi. Asta este diploma care s-o fac cu tanti. Și este 500 lei din partea Consiliului Local și a primării. Din partea și bani. Felicitări. Zâmbești un pic către nepoată ca să-ți fac o poză. Uite, se uită la matale. Nu sunt nepoată lui, nu? Nu? Ei, tot de acolo. Tot din lângă. Rudă de acolo. Visac și tot. Ar mai fi două familii care nu au venit, dar o să mergem noi din partea primării la domiciliu. Familia Manasă Ionel și Zenovia și familia Cernar Constantin și Maria.
o să primească diploma și suma de bani aferentă de la colegii din primărie, îi centralizăm aici și acum, în cinstea dumneavoastră, să facem un sticlă de șampanie. Domnul secretar, vă Haideți să vă rog. La Gheorghe, mulți ani de acum încolo. Doamne ajută, nu mă avem. Să-i vedem palme. Mulți ani. Mulți ani, doamne ajută. Dumneavoastră, mai aveți șansă să faci 25. Dar nu ai 25. Nu ai 25. Mai trebuia să vedem paharul domnilor, ca să-i vedem. Dar haideți.